Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În următoarele două zile, sextilul Venus-Saturn predispune la o mai mare responsabilitate în planul sentimental. Chiar dacă responsabilitatea se răsfrânge și asupra familiei sau asupra perechii actuale, pot apărea regrete pentru o legătură amoroasă mai veche. Berbec. S-ar putea să pierdeți o afacere profitabilă din cauza prudenței exagerate. Nu sunteți prea sociabil și riscați să vă izolați de cei din jur. Când vă veți da seama, ar putea fi prea târziu. Ar fi mai bine să vă gândiți la planuri de viitor și să vă bucurați de armonia din familie. Taur, veți fi de nerecunoscut, iar cei din jur încearcă să vă scoată din starea de apatie în care ați căzut. De vină pot fi oboseala acumulată, dar și problemele financiare care vă preocupă serios. Vă sfătuim să nu luați decizii de unul singur. Evitați să vă implicați în activități importante. Gemeni. Se pare că vă concentrați mai greu din cauza neînțelegerilor cu persoana iubită, de aceea și dificultățile de la serviciu vi se par mai mari decât de obicei. Puteți câștiga bani cu ușurință, cu condiția să nu vă forțați norocul. Vă recomandăm să fiți mai atent cu cei din jur. Ascultați sfaturile celor care vă iubesc. Rac. Veți avea succes în afaceri. Ori încheiați un contract, ori vă găsiți un al doilea serviciu. Vă recomandăm să evitați discuțiile în contradictoriu. Nu refuzați sfaturile unei persoane cu mai multă experiență. Leu. S-ar putea să amânați o călătorie în interes de familie din cauza banilor. Este momentul să vă concentrați asupra proiectelor ambițioase pe termen lung. Duminică seară s-ar putea să fiți invitat la o petrecere. Vă sfătuim să refuzați. Este mai bine să rămâneți acasă. Fecioară. Veți fi inhibat și nu vă veți putea exprima prea clar. Vă recomandăm să evitați întâlnirile cu prietenii, pentru că s-ar putea să fiți înțeles greșit din cauza problemelor de comunicare. Nu vă faceți investiții și nu cumpărați obiecte de valoare. Cu următoarele 6 zodii ne întâlnim peste câteva minute aici la Jurnal de Astre.